Directorul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Roman a precizat că cei care vor bracona pe râurile Moldova și Siret nu vor mai fi iertați sub nicio formă începând din acest an. În acest an, Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi va intensifica verificările pentru depistarea braconierilor. Marius Grosu, directorul AVPS Roman, a precizat că, împreună cu jandarmeria, a stabilit ca în 2018 să efectueze mai multe controle pe râurile Moldova și Siret, mai ales în zonele consacrate și cunoscute de pescari ca fiind bune pentru pescuit. Noi am început încă de la începutul acestui an să ne implicăm în această problemă. În primul rând, avem un plan de pază. Am luat legătura cu conducerea Inspectoratului de Jandarmi Neamț și am solicitat în scris organizarea de acțiuni comune. Am primit un răspuns pozitiv și avem tot sprijinul. Urmează să vedem ce formă de colaborare vom avea și cu celelalte organe implicate în astfel de activități. Noi am început, primul pas l-am făcut prin marcarea zonelor de pescuit recreativ, deci zonele noastre la acest moment sunt marcate, deci pescarul când se duce pe Siret știe că se află în zona de pescuit a asociației noastre, da? Deci este făcută o primă informare. Marius Grosu afirmă că zona de pescuit din Amonte și Aval de podul de peste Siret din comuna Ion Creangă este declarată arie naturală protejată și că aici, timp de 4 luni pe an, pescuitul este cu desăvârșire interzis. Cât privește punctul sensibil care este podul de la Ion Creangă în ceea ce privește pescuitul, vreau să fac o precizare. Zona respectivă face parte din area naturală protejată Lunca Siretului Mijlociu, un sit Natura 2000 de importanță comunitară. Potrivit planului de management al acestui sit, în perioada 15 noiembrie-15 martie este interzis pescuitul pe o distanță de 500 de metri a munte și a val de podurile rutiere sau feroviare. Măsura a fost criticată de unii pescari, dar ea nu vine decât în sprijinul populației piscicole, pentru protejarea faunei piscicole, nu pentru alt motiv. De asta noi am început o campanie de informare la început, pentru că e normal ca oamenii să fie informați, urmând ca apoi să aplicăm și celelalte măsuri legale care se impun. Directorul AVPS Roman spune că toleranța va fi zero față de persoanele surprinse că încalcă legea în ceea ce privește pescuitul pe râurile Moldova și Siret și cere implicarea tuturor pescarilor pentru protejarea faunei piscicole. Toleranța va fi zero, dar în anul acesta, care este un an de început pentru noi în acest contract, da, avem nevoie mai mult ca oricând de sprijinul pescarilor. Fără sprijinul pescarilor, asociația nu rezistă. Dar sprijinul nu trebuie să rezume la am plătit o cotizație, trebuie să pescuiesc. Trebuie și alt efort din partea pescarilor, trebuie mai multă colaborare. Adică colaborare în sensul sesizări. Da, nu ne deranjează sesizările, inclusiv pot fi sesizate și autoritățile atunci când este cazul și nu reușim noi, pentru că vă dați seama, pe două cursuri de apă, numai ca să angajez un salariat, să-l dotez, aproape s-ar duce jumate din bugetul care îl încasăm de la pescari. Controlele se vor desfășura pe parcursul întregului an, nu doar în perioada de prohibiție. Scopul este acela de a descuraja pescuitul cu diferite tipuri de plase sau cu alte mijloace neconvenționale. În acest an, cotizația de membru AVPS, cunoscută ca taxa anuală pentru pescuit, s-a majorat de la 100 la 200 de lei. Ca o noutate, începând din acest an, nu se mai acordă gratuități elevilor, studenților sau pensionarilor.